este seara dezvăluirilor din nou. Vom discuta despre lumea interlopă și cum se implică lumea interlopă, interlopii, clanurile, cum se implică în campania electorală. Astăzi președintele României a ieșit la rampă. Vom vedea pentru cine face campanie electorală președintele țării. A vorbit despre PNL, a vorbit despre pensii și despre deschiderea anului școlar. Intrăm așadar în dezbatere, avem exclusivități în această seară, avem filme, avem documente, avem mărturii. Repet, legătura dintre lumea interlopă și lumea politică, despre cum interlopii se implică în campanie electorală, ce legătură există între candidați și membrii ai clanurilor interlope în capitala României, dar și în țară. O să vedeți imagini cu adevărat șocante. Vă rog să rămâneți alături de noi. Suntem în dezbatere. Așadar, președintele României a spus tranșant ce a mai spus de fapt. Nu sunt bani pentru pensii, pentru majorările cerute de PSD, pentru că nu sunt. Iar spune președintele că nu erau bani nici dacă nu ar fi fost pandemia coronavirus. Despre școală o să vedeți declarații extrem de interesante. Președintele României, fost profesor de liceu la bază, îi îndeamnă pe români să-și trimită copiii la școală, pentru că așa este normal. Pe de altă parte, guvernul trebuie să vină cu măsurile clare de protecție sanitară, de protecție în școli. O să vedem cum este pregătit guvernul, ce se întâmplă cu măștile, cu dezinfectanții, cu licitația pentru tablete, foarte importantă. Președintele României a vorbit și despre reformarea în integralitate a sistemului de achiziții publice. În România, de vreo 9 luni, nu poate guvernul și statul în general nu poate să cumpere mai nimica. Nu poate face licitații pentru măști, nu poate face licitații pentru tablete, pentru copii, nu poate face licitații bune nici măcar pentru achiziția de armament. Este un întreg blocaj la agenția Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice. Intrăm în dezbatere. Invitații mei sunt Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt suspendat al PSD. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aceasta este calitatea domnului Romașcanu, senator PSD, domnul Pavel Popescu, deputat PNL și președinte al organizației Sector 4 din Capitală. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Sociologul Geru Duminic alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mă bucur de asemenea. Președintele României vorbește despre PNL. În mijlocul campaniei electorale pentru alegerile locale vorbește președintele partizan. De data asta o să vedeți și de ce. Partidul Național Liberal este fără doar și poate cel mai important partid în ziua de astăzi pe scena politică din România și trebuie să demonstreze acest lucru și la alegerile locale. Eu mă aștept la un rezultat record din partea Partidului Național Liberal. Mă aștept să aibă mai mulți aleși locali, mai multe primării, mai multe consilii județene decât au avut vreodată în ultimii 30 de ani. PSD-ul ocupă peste jumătate din pozițiile din administrația locală la momentul acesta și mă aștept ca PSD-ul să nu mai ocupe jumătate din pozițiile din administrația locală. Există tot felul de sondaje care arată votul politic, dar știm foarte bine, la alegeri locale contează și candidatul, persoana candidatului, și atunci este bine să avem așteptări rezonabile. Așteptarea mea este ca Partidul Național Liberal să obțină de data aceasta cele mai multe mandate pe care le-a obținut vreodată. Domnule Romașcanu, ați văzut, cel mai bun partid din România este Partidul Național Liberal. Sigur, după PSD. Pentru că două mici inadvertențe în prezentarea extrasului din conferința de presă. Ați ratat o conjuncție. A spus de data asta partizan și de data asta partizan. Da. Și a vorbit pentru PNL, nu? A vorbit din poziția de președinte de facto al acestui partid. Și este o evidență lucrul ăsta și este regretabil pentru că, din păcate, acest discurs a dus la a continuat ceea ce a început președintele Băsescu și anume a dus la o rupere în două a societății românești. Și dacă continuăm pe linia asta, indiferent de cine va câștiga, va fi victoria a la Pirus, ca să facem apel la istorie, pentru că va dura foarte mult să cicatrizăm aceste răni. Norocul nostru este că urmează 3 ani de zile fără campanie electorale.
Legat de ceea ce spunea domnul președinte, nu e în regulă să faci campanie pe față Partidului Național Liberal din poziția de președinte al României, cum nu este în regulă să te dai deoparte când întrebările sunt delicate, când vine vorba despre, cum să spunem, depesedizarea țării prin încorporarea PSD-ului, că eu am spus să nu se facă. Dar ăia nu m-au ascultat. Dar după ce au terminat ce au avut de făcut, au început să mă ascultă. De ce colegii dumneavoastră aleargă spre PSD? Dar să știți că aleargă spre PNL. Și spre USR? Spre PNL, pardon. Ei aleargă pentru că cineva le-a deschis culoarul. Și nu este... Și asta ce spune despre colegii dumneavoastră? Spune despre colegi că au un deficit de caracter și, din păcate, se pare că pe înțelegerea de stil veche a politicii, asta e o calitate, nu din punctul meu de vedere. Fără caracter. Greu cum de există crezut, foarte mulți oameni, așa zici, politici, fără caracter. Da, există și peneliști și orice fără caracter, pentru că atâta timp cât ai plecat la un drum. Pe mine ce mă amuză și mă întristează în același timp foarte tare este această declarație de afiliere doctrinară. Nu m-am mai regăsit. Adică săr din cal pe măgar sau invers, că nu mi-a mai convenit. Păi, înseamnă că ne ia toată lumea, pe toată lumea de fraier și nu vrem să fim luați așa. Revenind, lăsați-mi să spun. Câți primari liberale ați racolat în 2016, dar și de la alte partide? În 2015, dacă nu mă înșel. 16, înainte de parlamentare. Domnul Dragnea când s-a ocupat de operație. 60 pe puțin, știu eu. 50. Nu, aia a fost racolat sau șantajat. Aia a fost cu ordonanța și oamenii au trecut pentru că li s-a dat o oportunitate legală. Nu, haideți ca să facem neideologică. Neideologică, dar e vorba de administrație, acum vorbeam de parlamentari. Da? E o diferență între primar și parlamentar. Primarul este un administrator, parlamentarul se presupune deci, care are totuși o ideologie. Domnul Orban ne spune, nu fiți fraier, veniți la noi dacă vreți resursele guvernării. Dar și spusă, Dragnea a făcut la fel? Spusă pe față. Stați, domnule, că vorbim de 2020. Dacă mai vorbim mult de Dragnea, o să vorbim doar de Dragnea până în 2800. Și legat de președinte, nu poți să spui că de 30 de ani. În 3 ani de zile domnul Popescu a făcut o să vă lucruri vin, atât de rele care vor avea efect probabil pe următorii 30 de ani. Nu a făcut lucruri atât de rele cum vreți dumneavoastră să le vindeți. În schimb, într-adevăr, a pus o amprentă asupra PSD-ului care... Da, care se resimte astăzi în procentele pe care le aveți. Adică v-a înjumătățit. Dar lăsați-mă să termin ideea pe care am început-o. O să vorbesc, domnule, peste dumneavoastră, că așa îmi place și mie, cum vă place și dumneavoastră. Legat de ce a spus domnul Iohannis, odată, de mai multe ori, nu odată, s-a retras și aceste conferințe de presă sunt numai de, în proporție de 80%, nu știu, nu e treaba mea să se descurce la nivel local, să e treaba guvernului. În schimb, când a fost întrebat de remaniere, brusc era în peisaj. Dacă va considera premierul, o să vină să discutăm. Păi de când discută premierul cu președintele remanierea guvernului? Aveți nevoie de ajutorul președintelui României în această campanie? Nu merge bine campania pentru PNL? Mare nevoie. Sau se de pare. Ce a ieșit președintele? Evident în ajutorul dumneavoastră. Domnule Mănăstire, trebuie... Noi nu o să fim niciodată ipocrizi din punctul ăsta de vedere. Președintele Klaus Iohannis a plecat din PNL. Este un președinte de dreapta. Este absolut normal să aibă o simpatie față de acest partid. Absolut normal. Sunt foștii lui colegi. Dacă discutăm în mod onest, da? Asta nu interferează absolut deloc cu echidistanța politică atunci, de exemplu, când este vorba de negocieri. Ați văzut, când s-au făcut negocierile președintelui cu partidele, întotdeauna au fost negocieri cu toate partidele la masă, cu timp limitat, exact pentru fiecare grup parlamentar, etc., etc. Președintele își exercită mandatul conform Constituției, nimeni nu-l poate acuza de acest lucru. Din punct de vedere al ajutorului, PNL-ul face tot ce este posibil în aceste zile să poată să câștige un procent cât mai mare. Adevărul matematic e simplu, PSD a fost înjumătățit și, repet, domnului Romașcanu, din cauza domnului Dragnea și v-am spus de 3 ani de zile că acolo veți ajunge cu domnul Dragnea. N-ați înțeles, n-au înțeles colegii dumneavoastră, mă uit la toți colegii dumneavoastră care s-au perindat, că ați schimbat 3 guverne. Domnul Grindeanu, domnul Tudose... Aici ai problema că nu e domnul Dragnea, că trebuia schimbat adică, și ăsta al dumneavoastră. Păi știți cum? Problema dacă este nu știți că cum sunați. Nu există în momentul de față în leadership-ul PSD-ului de la domnul Ciolacu, domnul Grindeanu, doamna Dăncilă,
dumneavoastră care ați fost ministru atunci, oameni care să nu fi fost lipiți, ahtiați. Știți că sunt unul alături de domnul Ciolacu care l-au criticat pe domnul Popescu. Da, lăsați-mă numai să spun asta. Oameni care au fost 100% fideli. Deci președintele României este fost membru PNL, este, am înțeles, da, e natural. E normal să aibă o simpatie, ajute, da. Dar va conta foarte, foarte mult munca pe care o depunem și vreau să vă spun că exact acum vin de la o întâlnire din cadrul Partidului Național Liberal din Foișor cu gruparea de consilieri USR Plus, da, din sectorul 4 și consilierii, listele de consilieri PNL, unde pe proiectul asumat pe București avem o chimie incredibil de bună contra tot ceea ce înseamnă PSD-ul. Știm că toți primarii PSD chimie din București... contra PSD-ul. Da, da, adică în sensul că avem o chimie politică și ideologică față de ceea ce... Veniți să plece PSD-ul, că asta nu e ideologie. Ne-am construit o platformă și un program împreună. Și avem PSD, jos, da. Eu m-am uit pe site-ul dumneavoastră și m-am uit și pe programele pe care, chiar dacă le mințiți, le expune. Să știți, am citit programele de guvernare. Noi chiar avem un program... Mica analiză îi ajută președintele pe liberal. De ce crezi că a intervenit astăzi? Partizan, cât se poate de evident. Și pentru mine este cât se poate de evident. În momentul de declarație de astăzi, președintele a fost partizan. Nu e prima dată și cu siguranță nu va fi ultima dată. Nu știu dacă este normal, din punctul meu de vedere, Constituția, așa cum o înțeleg eu, spune un pic altceva, dar nu este treaba mea, eu am cu totul și cu totul altă pregătire profesională. Bă, ca suntem cetățean, în campanie, să plecăm de la premisa asta, da? Suntem în campanie. Pe de cealaltă parte, în momentul de față, este clar că, din punctul meu de vedere, spun cum o gândesc, România are nevoie de reforme structurale, evidente, dar care, că ne dorim sau nu ne dorim, trebuie luate. Începând de ieri, dacă se poate. Cele două instituții, respectiv cele trei instituții, guvern, parlament, administrație prezidențială, trebuie să lucreze împreună. Pentru că altfel nu se poate. Și atunci, cele logic că se dorește ca o chimie să fie între cele trei instituții pe care le-am menționat mai departe, mai devreme. Administrația prezidențială mai este aceeași încă mulți ani de acum înainte. Președintele, administrația prezidențială, încearcă tot ce se poate, astfel încât să-și asigure o coerență în gândire și în acțiune și în guvern și adică în parlament. Și puterea locală și puterea guvernamentală. Bun, la puterea locală lucrurile sunt un pic diferite, pentru că ele se leagă. Da? Puterea parlamentară fără putere locală, greu de obținut. Greu de obținut. Matematica e matematică. Doi, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică toți veneam de pe scăunelele astea acum 4 ani și spuneam, băi, nu e ok să dai o lege și să ierți pe toți primarii care trec într-o parte într-alta. Și ni s-a spus, da, că e bine, e pentru administrația locală. Acum ăștia fac fix același lucru pe care noi spuneam că e greșit. Nu spuneam, eu unul nu o să spun că e bine ceea ce face PNL-ul. Dar mă gândesc foarte serios. Face și USR-ul, Geru Duminică. Habar n-am, da, pentru că din păcate... Ieri am prezentat 19 primari candidați USR Plus din județul Alba. Provin de la PNL, de la PSD, de la ALDE, au luat și un țărănist. Din păcate, lucrul ăsta a devenit un mod de a face politică în România. Da? Mod de a face politică. Nu contează doctrina, ideologia, contează cine are Ciolanu. De ce folosim, apropo, că de vreo 3 zile, fără ipocrizie, în dezbateri de televiziune, ăsta este sloganul meu în campanie, deci nefiind ipocriți, de ce mai discutăm despre principiul ăsta dacă niciun partid important nu-l respectă? Pentru că ne place să ne dăm deștepți. Pentru că noi știm că, de fapt, în politică, în politica dâmbovițeană, lucrurile se fac românește, nu principial. Iar la noi e mica înțelegere, mica ciupeală, la noi nu se fură, te descurci. E și în politică, nu se fură primari, te descurci, frate. Adică ai luat de acolo, ai luat de acolo, ai luat consilieri, că ai luat peremiști care înjurau partidul tău tot timpul. Yep. Că ai luat PSD-iști cu care te înjurai, că ai luat liberali cu care te înjurai. Se uită, mă, lasă-mă, poporul uită. Dar nu-ți devine partidele. Da, pentru că peștele de la cap se împute. Da, pe cum îți devine partidele? Dacă îl văd pe Ciolo și pe Barna, care vin amândoi și acuză pe liberali că au luat niște primari, 100 și ceva, dar tu în județe faci la fel. Mai că Barna n-a făcut-o la nivel central, da, cu Cioloș, a făcut-o la nivel local. Da, principiul același. Nu. Și pentru un ales local. Partidele, da, partidele, partidele românești. Electorul votează tot românește.
Adică nu se poate, undeva trebuie să producă schimbarea. Eu personal nu mai aștept schimbarea de la partidele astea, în momentul de față, nici măcar de la partidele noi. Uite, astea care s-au branduit altfel. Pentru că au intrat într-o cloacă și, uite, au învățat foarte repede mecanismele datroace respective. Eu aștept ca electorul să se schimbe. Și îmi doresc din tot sufletul ca electorul să amendeze pe mijloacele sale democratice astfel de mașinații. Sunt foarte curios ce opinia ai pe aceste declarații legate de pensii. Președintele României încearcă de 2 luni aproximativ, poate și mai bine, să explice opiniei publice și românilor de ce nu pot crește pensiile. Este un subiect extrem de delicat, mai ales că cei de la PSD au forțat legea și cel puțin la nivelul percepției publice, această lege a creat senzația sau a dat impresia, legea, că banii ăia oarecum au intrat în buzunarul oamenilor. Oamenii așteptau de la 1 septembrie pentru că au fost încălziți luni de zile că vor fi majorate pensiile cu 40%. Oamenii credeau că vor avea bani în buzunar la 1 septembrie. Discuția a început în iulie-august când guvernul a declarat că nu sunt bani suficienți pentru această majorare. Astăzi președintele vine și încearcă să explice de ce nu sunt bani pentru majorarea de 40%. N-ar fi existat, se pare, bani nici în condițiile în care n-am fi avut această epidemie și în condițiile în care n-am fi avut această criză economică. Acum, când avem și pandemia și criza economică, este clar că bugetul s-a restrâns considerabil. Totuși, și eu, și premierul, și ceilalți membri din guvern și-au dorit o creștere și pentru pensionari și s-a realizat. Atâta s-a putut, atâta s-a realizat. Același lucru este valabil și pentru eșalonarea dublării alocațiilor pentru copii. Noi ne dorim aceste lucruri. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că dacă ni le dorim, nu înseamnă că bugetul țării permite tot ce ne dorim. Și atunci revin la ce am mai spus și este destul de regretabil că Partidul Social Democrat nu a înțeles nimic de aici și continuă să dea impresia unor persoane că s-ar fi putut mai mult. Nu s-a vehiculat niciodată vreo tăiere de salarii sau de pensii. Asta este o prostie PSD-istă aruncată în spațiul public din motive electorale. Nu are nimeni de gând așa ceva. Însă este clar că bugetul pentru anul viitor trebuie construit cu mare grijă și cred că este la fel de evident că e de preferat ca bugetul pentru anul viitor să fie discutat și aprobat de noul Parlament care va rezulta din alegerile parlamentare și nu de acest Parlament, unde vedem niște abordări total neprincipiale și neconforme cu realitatea. Dar încă o dată, ca să nu rămânem cu o impresie greșită, nu se discută despre tăieri de salarii și pensii. Este exclus așa ceva. Domnule Mașcanu, insistați cu asta 40%, am văzut că insistă domnul președinte și fără să fie ipocrizie în întrebarea mea, în ce calitate se pronunță dumnealui despre niște acte ale guvernului? Poate pentru ale parlamentului, pasă, nu, pentru că guvernul spune că n-are bani. Nu parlamentul spune că n-are bani. Dar haide să le luăm... Pe parlamentul n-ai de unde să știe ce bani sunt. Păi, parlamentul știe de unde știe și președintele, de la guvern. Dar este o minciună a aceasta pe care o rostogolește domnul președinte, cum că nu sunt bani și nu crede că ar fi fost bani nici atunci. Haideți să ne uităm la fantasticul domn Câțu, care spunea, și la doamna ministra șomajului, spuneau de la începutul anului că au prins banii pentru mărirea punctului de pensie cu 40% în buget. Deci banii au fost. Acum că nu au fost în stare să gestioneze mai departe ce aveau de făcut și nu mai sunt bani, este problema lor și vor da seama pentru asta. Este o chestiune pe care lumea... Dar ce le face? Plângeri penale? Nu le facem niciun fel de... O să dea seama electoral. Nu facem plângeri penale decât atunci când se sare calul. Dar legat de ceea ce face, spune domnul președinte, este continuarea acelui
ghinion pe care l-a spus acum 6 ani de zile, spunându-l altfel, atât s-a putut. Doamne, dacă atât s-a putut, mai bine plecați acasă și lăsați pe alții care pot mai mult. Doar atât vreau să zic. În anii în care PSD-ul a fost la guvernare, au făcut un lucru excepțional. Ați făcut un lucru excepțional din punct de vedere al structurii, pentru dumneavoastră excepțional, dar în detrimentul românilor. Din punct de vedere al modului în care funcționează partidul dumneavoastră. Ați adunat bani... ați adunat bani ca atunci când plecați de la guvernare și vă înjumătățiți procentual, cum se întâmplă acum, să aveți bani în infrastructura de partid, în motoarele și pâlnile de propagandă PSD-istă, astfel încât, de exemplu, să cumpărați tot ceea ce înseamnă panouri publicitare în țară, cum ați făcut acum câteva luni, pe care ați scris că PNL taie pensiile și salariile, pensiile românilor și alocațiile copilor. Lucru fals, pentru că le-am crescut. Le-ați tăiat cu 16%, cu 26% pensiile și cu 80% alocațiile. Pentru românul de rând, am să explic colegul meu, dar permiteți-mă acum că ați vorbit și peste mine și nu-mi permiteți să-mi spun. Păi nu, că dumneavoastră ați vorbit peste mine. Eu v-am ascultat, dumneavoastră puteți să mă ascultați. Sau dacă vreți, puteți să mă înjurați. A doua oară v-a ascultat, domnul Popescu, nu a intervenit. Domnule Mănăstire, principiul economiei, adică economia trebuie să funcționeze pe niște principii. Nu știu dacă la cultură le-ați înțeles cum le-am înțeles noi la Comisia de Buget Finanțe. Domnule, sunt absolvent de ASE și am un executiv MBA. Atunci ar trebui să știți. Deci eu nu am executiv din MBA, auzit, dar nu, vă vorbesc din fapte. În aceste luni de pandemie, stimate domn, știți, domnule, economia României trebuia să funcționeze. Și vă dau un exemplu. Toți angajatorii privați, da, care și-au adus angajații din șomaj tehnic, au primit și primesc de la stat astăzi 41,5% din salariul lor. Suntem singura țară din Europa, repet, singura țară din Europa care plătește din bugetul de stat angajatorul privat pentru a menține fluxul economic normal în această pandemie. Să știți lucrul acesta. Din start, impactul bugetar al acestor bani, repet, impactul bugetar al acestor bani este atât de mare, dar economia trebuie să funcționeze, încât nu ne permitem să aplicăm acele legi pe care dumneavoastră le-ați făcut în mod intenționat, cu niște cifre astronomice, știind că vă veți prăbuși în sondaje. De ce ați vrut la guvernare? Noi nu aveam în minte că plecăm de la guvernare când am dat legea cu pensiile. Dintr-un singur motiv. Da, să nu lăsăm România să se ducă de râpă. Să nu lăsăm colegii de partid să se ducă de râpă. Nu contează din punct de vedere electoral cât am pierdut. Nu ne-a păsat, nu ne pasă, suntem tot aici, am trecut prin pandemie, plătim și salariile acestea pentru angajatorii privați. Știm că dumneavoastră vă gândiți strict la pensii, strict la pensii și alocații, că doar atât ați știut să faceți. Pavel Popescu. Da? Deci la începutul anului în buget, domnul Câțu a trecut 40% pentru pensii. Noi astăzi sunteți la Comisia de Buget Finanțe, sunt da? Absolut de acord. Deci în ianuarie aveați bani. În ianuarie, la cultură, după care s-au pierdut pe pandemie, nu să înțeleg. Pe același discurs ca al președintelui, onest, pe același discurs ca a premierului Ludovic Orban. Pentru pensii? A venit o pandemie. Am înțeles, economia deci s-a blocat. Okay. S-a blocat. Parte din acești bani se duc în mediul privat, adică tot în familiile noastre, pentru că statul plătește 41,5% din salariul. Adunat plătește 3,5% din PIB sprijin pentru pandemie pe toate palierele. Dar de ce mențineți această cifră mincinoasă? Pentru că am dat drumul la zeci de programe. Uitați-vă puțin la... Uitați-vă că s-a dat drumul la programul prin Exim Bank de sprijinire a tot ceea ce înseamnă contribuabil mijlociu și mare în România. Gerul Duminică, o secundă. Cu bani care vin de la stat către aceste companii. Pensionarii vor înțelege, vor accepta argumentele președintelui și ale liberalilor? Parte dintre ei, da. Mulți nu. Mulți vor fi supărați. Crezi că va fi ca în 2010, când a anunțat Băsescu tăierea pensiilor și a salariilor? Pensiile nu au fost tăiate atunci. În momentul în care va primi, aici e diferența, că în momentul în care va primi pensia, un 14% da, mărit, da. Mama, spre exemplu, o să primească pensia zilele următoare. Da. Mama o să se uite așa. Zice, luna trecută am luat 5 lei, acum iau 6. E bine. Pentru ea e mărire. Și nu cum restul nu prea... Discuțiile astea nu prea o să le înțeleagă foarte bine. E important să ascultăm toată opinia. Nu prea o să le înțeleagă. Da? Că unii o să vină să spună că e mărire,
că alții o să spună că îi crește, omul se uită pe fluturaș și o să zică, bă, așa, a, că trebuia să primesc mai mult. De aici o să înțeleagă destul de puțin. Sau destul de mulți, dar păi foarte cum, puțin. Cum intuiești că se va întâmpla? Că e foarte important lucrul ăsta, tema asta. Eu de nu ce cred că va fi o mare... care se uită la noi. Că noi suntem o emisiune care uite, încercăm să explicăm lucrurile. Va fi temă pentru parlamentare. Spun și va fi o onest. Chestie foarte importantă care va impacta alegerile parlamentare. Dacă până în decembrie o mare masă a electoratului PSD cu preponderență vârstnici, seniori care sunt evident pensionari, dacă vor crede și vor merge pe retorica PSD, sau dacă PSD să crească în procentaj. Eu nu cred procentaj. Că acest subiect este o mare temă de campanie pe care opoziția trebuie să meargă în momentul de față. Pentru că ce-i în mână nu-i minciună. Iar omul să vadă, spre exemplu, că în mână, teoretic, ia cu X lei mai mult decât luna trecută. Pe principiu e bine și așa. E bine și așa. Bine că nu s-a tăiat. A furat, dar ne-a dat și nou. Da, exact principiul la românesc. Da? Bun. Doi. Marea problemă. Nu spun, eu spun că ai principiul românesc. Nu am spus că a furat unul sau altul. Doi. Legea. Sunt convins că nici măcar la începutul, în momentul în care s-a construit bugetul pentru 2020, dar Partidul Național Liberal nu știa de unde să scoată banii, la fel cum nici PSD-ul nu știa de unde să scoată banii în momentul în care a dat legea. Vă reamintesc discuția mea cu Teodorovici în CES, când ne-am uitat în lege și a salarizării și a pensiilor și nu erau trecute sursele. Da? Și ne-am întrebat, dom'le, de unde scoți tu atâția bani? Că înseamnă 15-12% din totalul bugetului de stat. Adică de unde îi scoți? Iai undeva în rezervă, în buzunar? De unde? Iar domnul Teodorovici ne-a spus și gubăț, cum este domnia sa. Și ce vreți, domnul, mi-a spus mie pe persoană fizică. Și ce vreți, domnul Dumnezeu, să numărim? Păi da, domnule, mărește, dar spune și mie de unde iei. Ce e treaba dumneavoastră? Și atunci, nici domniile lor nu știa unde, nici PSD-ul, nici PNL-ul nu știa de unde să-i scoată. Pentru că nu are de unde să-i scoată. Da, întorcând metaforic, discuția, gelul metaforic, termin imediat. Fac ceea ce face, ce mi-a făcut profesorul Mitrofan mie la un moment dat. În paharul ăsta e plin cu apă. Dar din apa asta, suntem 6 inși în studio aici cu tot cu noi 4. Fiecare avem, numai că să ne dăm pe buze, adică nu ne săturăm de apă. Închipuiți-vă că eu beau 3 sferturi din pahar. Și restul rămâne dumneavoastră. Păi unul dintre noi o să moară de sete. Cam așa e și cu bugetul. Bugetul, din păcate, ăla este mai rău decât atât. În pandemie e mai mic cu câteva miliarde, tocmai ne-a spus Ineseu. Adică de unde, Dumnezeu, nu aveai nici în 2019? Din împrumuturi, eu, duminică. Bun, din împrumuturi, corect. Și atunci vii și zici. Așa cum s-a făcut și, atunci și se zici. Face ca peste era tot singura, lume, da. Singura în variantă. Germania, dar mic este. În condițiile în care da, toată zona economică zice că a te împrumuta pentru pasive și pentru a plăti pensii e cea mai păguboasă strategie. Asta zic toți specialiștii. Toți specialiștii. După care am văzut noi, spre exemplu, în NBA. Momentul ăla, da? În momentul ăsta, spre exemplu, PNL-ul cu zâmbetul pe buze zice asta, zice, Doamne ajută că e pandemia, că pot să zic că nu mai pot să dau că a fost pandemia. PSD-ul vine și zice, nenorociților, mai băgăm o dată în buget, dați banii. E un joc de campanie. Ambele partide știind foarte bine că banii aia nu existau. N-avea de unde să-i dea decât cu costuri imense pentru dezvoltarea României. Pentru că v-am ascultat. Bună seara, Radu Soviani, se alătură alături de noi jurnalistul Radu Soviani, specializat pe zona de presă economică. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Care presă economică? Știți, mai există presă economică în România? Păi uite-te, mai ții și tu steagul. Păi ce mai sunt eu independent, să vezi decât a dat guvernul 40 de milioane de euro la televiziune ca să cumpere bunăvoința lor pentru mesaje purtați mască, nu mai există prese. Mai e o insulă la tine, poate așa din când în când. Eu mă uit acum la televiziune, m-am uitat vreo două luni. Nu mai mizerii la televiziune, niciun subiect real care se discute. La tine, într-adevăr, se discută un subiect real legat de buget, pentru că este cel mai prost buget pe care l-a avut România în ultimii 20 de ani, cel puțin, dacă nu chiar 30 de ani. Gândiți-vă, suntem pe minus, pe 50 de miliarde de lei deficit după 6 luni ale anului și mai puneți 2020 de miliarde de anul trecut. 70 de miliarde de lei pe minus, pe datorie, ceea ce mie mi-arată că puterea și opoziția se comportă și rețineți metafora, ca niște cartofori, adică își amanetează ceea ce au, teoretic, viitorul țării, dar pentru că îi confundă țara cu propria lor avere, sperând că poate vor avea o mână câștigătoare la legile în 27 septembrie, din 6 decembrie, când or
plăti. Deci atenție, toate cheltuielile care s-au făcut și s-au făcut aiurea, s-au făcut pe datorie la cele mai ridicate costuri din toată Uniunea Europeană. Banca Națională a refuzat să reducă ratele de dobândă, astfel că România se împrumute mai ieftin, să le reducă semnificativ, așa cum a redus. Bun, Radu, stai puțin, să facem un dialog. Să nu facem neapărat domnul Ramașcanu nu vorbesc, deci, pentru că își băga ceva în jurnaliști. Cu domnul Ramașcanu nu vorbesc. Nu vorbiți cu domnul Ramașcanu. Okay. Domnul Soviani, haideți o secundă. Doar lăsați-mă pe doamna. Despre buget, nu despre, despre alte Soviani, subiecte. Una la mână, mi-am cerut scuze, a doua la mână eram în spațiu privat. Și la treia la mână am 20 de ani de presă și vă respect, așa cum pot să spună toți colegii mei. Mai departe, sunteți liberi să faceți ce vreți. Eu fac acum seara asta pe avocatul diavolului. Și în al patrulea rând, era vorba de presă, dar nu o să mă credeți niciodată. Domnilor, cu toată simpatia, Radu, nu cred că este subiectul serii, avem chestiuni mai importante. Evident că... Bun, Radu Soviani, ce ni se întâmplă, fac eu pe avocatul diavolului, ce ni se întâmplă așa de grav, ce ni s-ar putea întâmpla dacă ne împrumutăm să mărim pensiile și alocațiile? Că de-a lungul istoriei și alte țări au făcut lucrul ăsta. Păi da, asta fac în momentul ăsta, se împrumută ca să plătească pensiile și alocațiile. Păi de ce nu le-au mărit cu 40% atunci, dacă oricum se împrumută? Nu le-au mărit cu 40% că li se întorcea ca un bumerang mai devreme, pentru că, evident, poate piața financiară internațională își dă seama că domnul Câțu este irresponsabil când se împrumută să facă nimic, când inventează investiții. Dar și ce am putea păți? Să dăm faliment ca țară? Încearcă să explici. Nu știu, Grecia, de exemplu, s-a împrumutat, au venit europeni, i-au iertat până la urmă, au scos-o la naftalină. Ce înseamnă falimentul unei țări? Nu știu. Ce înseamnă falimentul unei țări? Nu mai poți face plăți, da? Asta înseamnă. Falimentul unei țări se schimbă creditorii. Ideea este că i-au avut suficient de mult timp să gândească o reformă a sistemului de pensie, astfel încât să taie de la tot foiul de fire ale securității, gen Augustin Lazar, care au pensie specială de 25.000 de 30.000 de lei, la ei mă refer în primul rând, și astfel cât să majoreze pensiile mici, nu au făcut acest lucru și evident acum majorează la toată lumea, ăia zic cu 14%, ăia zic cu 40%, niciunul nu are sursă decât datoria, atenție, decât datoria. Sigur că dacă veneau cu 40%, costurile de finanțare se ridicau semnificativ în perioada următoare, dar oricum se vor ridica, pentru că România în acest moment nu produce astfel încât să susțină. Și atunci, ce este de făcut în opinia ta? În opinia mea să plece toți de la administrare, să plece... Păi și cine să vină? Domnul Soviani. Nu ăștia de la PSD, care sunt astfel de dezmetici. Păi cine să vină? USR Plus? Să vină Năsui la finanțe? USR Plus sunt o glume, stau și tipicează acolo. Domnul Soviani. Pe Dan Barna cu ce berșuc să anunță, sunt făceri cu fondurile europene, fondurile europene cu decontări inventate. Deci, din punctul meu de vedere, până când nu se naște în societatea civilă un curent care să-i zboare pe toți ăștia care se fac politică, din punctul meu de vedere, lucrurile vor continua în felul acesta. Trebuie făcută reformă, structurală, trebuie absorbiți bani europeni, trebuie făcute investiții reale, nu speculă în pandemie, așa cum face Unifarm cu bani de la Exifarm. Duceți-vă de la Giurgiu ca să-i tragi pe centura de la București. Să vedeți cum ratați centura aia, dacă ajungeți, vă nenorociți mașina, nenorociți tot. Deci, din punctul meu de vedere, niciunul care a ocupat funcție, dă ministrul al transporturilor, dă premier, dă primar general al capitalei, niciunul ar mai merita vreodată să fie votat. Ăsta este punctul meu de vedere. Bun. Îți duci băiatul la școală? Eu aștept să văd ce zice școala. Încă merge școala dacă... Păi cum nu ți-a zis nici școala? Hai să vedem ce zice Klaus Iohannis. O secundă și comentăm apoi. Este cam neobișnuit să se dea note înainte să înceapă școala, așa că mă țin la acest capitol. Însă, dați-mi voie să vă spun un pic la modul mai general despre ce vorbim aici. Este firesc că ne îndreptăm atenția și asupra excepțiilor, acolo unde lucrurile nu funcționează. Dar dați-mi voie să vă spun că în mii și mii de școli din România, directorii, profesorii, consiliile de administrație, autoritățile locale au lucrat și au rezolvat problemele. Marea majoritate a copiilor vor merge la școală, lucrurile vor fi pregătite și vor funcționa. Sigur, regretabil, ca în fiecare an,
fiindcă încă nu suntem acolo unde dorim să ajungem, poate după ce implementăm România Educată, mai există și excepții, mai există și chestiuni nerezolvate, dar ele pot fi rezolvate și am constatat o implicare exemplară nu numai la autoritățile centrale, ci și la autoritățile locale. Poate faptul că începe școala în campanie nici nu este așa rău. Fiecare primar, evident, are ambiția să arate că poate să rezolve și problemele școlii, ceea ce este foarte bine. Sunt convins că și pentru aceste excepții, unde problemele încă nu sunt rezolvate, din păcate, se vor găsi soluții în zilele următoare. Dacă se vor implica și autoritățile centrale, acolo unde se poate, fiindcă nu este posibil, și asta am spus-o din capul locului, nu este posibil ca de aici, din capitală, să se rezolve problemele fiecărei școli din fiecare comunitate. Problemele se rezolvă cel mai bine acolo unde apar. Și sunt convins că soluții se vor găsi. Întotdeauna există categorii vulnerabile și este treaba guvernului și autorităților locale să se ocupe de ele și se vor ocupa. Eu sunt convins că nu toate problemele sunt încă rezolvate, dar am convingerea că lumea se va implica și va găsi repede soluții. Și acolo unde apar probleme importante, sunt convins că inclusiv guvernul se va implica pentru soluționarea lor. E greu cu aritmetica asta. Practic, mai este o zi. Dacă luăm în considerare și ziua de vineri, unde nu prea se lucrează în România, evident, mai avem o zi și jumătate să se rezolve diferite chestiuni, nu? Radu Soviani. Tu spuneai că cei de la școală nu s-au spus nimic. Se rezolvă într-o zi ce nu s-a rezolvat în două luni? Eu, sincer, am urmărit foarte puțin. Chiar m-am plictisit urmărindu-l pe Klaus Iohannis. Nu spunea nimic, nu răspundea la întrebări, își tot așeza masca și ne spunea că copiii vor putea să se obișnuiască repede cu masca. Nu, Silviu, să stai el 4 ore, 5 ore. A stat ca atunci 5 ore cu masca. Este groaznic să stai 5 ore cu masca. Păi și care este alternativa, Radu Soviani? Alternativa ei trebuie să vină, nu să fugă de responsabilitate, Silviu, pentru că asta ceea ce dau ei acum pasează pe la autoritățile locale, pe la părinți, vreau cu declarația pe proprie răspundere, arată fuga de responsabilitate și arată că nu sunt... Nu mai este declarație pe propria răspundere. Nu mai există, dar nu a apărut ideea să dea părinții declarație pe proprie răspundere. A fost o idee care a fost abandonată între timp. Păi a fost că era prea gogonat, adică ce trimiteau părinții la pușcărie dacă nu reușeau să identifice simptomele COVID-ului. Dacă deci nu mai vorbări și cu domnul Popescu. Interveniți cu curaj. Domnul Soviani, în prima parte, cu o mare parte din ceea ce a spus prima dată, sunt de acord și vă înțeleg frustrarea datorită expertizei dumneavoastră. Da, avem nevoie de o reformă structurală. Aș adăuga la cele trei puncte pe care le-a spus domnul Gelu în studio: administrație prezidențială, guvern, parlament și administrație locală. Ele trebuie să funcționeze de sus în jos, exact cu acei bani de care dumneavoastră vorbeați, și știți că o economie funcționează într-un cadru temporal, încetul cu încetul, mai ales într-o economie în ascensiune, dar nu știu dacă am intrat încă în criză sau în adâncimea crizei economice, și înainte de a face aceste modificări structurale, trebuie să le luăm pas cu pas. Dar ce reprezintă aceste modificări structurale? Păi, modificări structurale, de exemplu, reprezintă o lege a pensiilor concretă, reală. Domnule, și făcută. Domnule, iară faceți legea pensiilor, l-am făcut pe sediști acum 2 ani, iară faceți reformă la reformă. Am fost martor la ea și n-am putut să facem nimic, pentru că exista... 1.400.000 de bugetat, ce faceți? Păi, mai dați afară din ei? Avem nevoie de niște reforme structurale. Știu că în România există acest subiect, că oamenii vor fi dați afară. Nu, oamenii nu vor fi dați afară. Deci reforma structurală se compune din ABC. Se compune din ABC. În primul rând, o clarificare a cuantumului pensiei. Eu mă duc în stradă, în campanie, și deși PSD-ul se laudă că a mărit pensiile, de exemplu, sunt oameni care vin cu aceleași pensii. Un milion de români au pensii 700 de lei, 600 de lei, bunica mea e printre ei. Un milion de români au asta înseamnă o reformă structurală. O reformă structurală, de exemplu, domnule Mănăstire, înseamnă
o fluidizare a tuturor proceselor de absorție a fondurilor europene și de modalitate de relaționare între cei care aplică și stat. S-au făcut pași în această pandemie, de exemplu, pe sistemul de digitalizare a tuturor companiilor care aplică pentru fonduri europene. Sunt obligate să trimită dosare digitale cu un... Și cu ce firme românești face guvernul digitalizarea? La ce vă referiți? Firme românești? La firme românești, că trebuie niște companii să facă digitalizarea. Scuzați-mă, aici am propria opinie. În momentul de față, în ultimii 20 de ani, statul român, prin tot ceea ce a însemnat contracte cu firme de apartamente, le știți mai bine ca mine, da? A nenorocit tot ceea ce înseamnă acest domeniu. Deci atunci care e soluția? Soluția este implicarea reală a mediului privat și asumată, domnule Silviu Mănăstire. În ce formă? Parteneriat public-privat. Companii mari, companii românești. Bun, vă dau un exemplu. Lăsați-mă să termin, vă rog, că m-am stârnit. Vă dau un exemplu de companie. Unicorn, miliarde de dolari. UiPath, plecată din România. Vă dau exemple de companii din România plecate de aici, din țară, care au contracte. Norvegia, Elveția, SUA. Popescu, și noi nu le facem pentru că ne frică că ne ia DNA-ul. De ce ne frică? Cămășile în domnule Mănăstire, abordarea trebuie să fie asumată. Parteneri strategici, companii mari și companii românești care sunt de succes. Un politician. V-am dat un exemplu, da? Deci un politician care ajunge... Un de IT românești au fost implicate în dosare de corupție de la SIVE. Da. Cele de apartament. Vă dau zeci de exemple de companii care astăzi pot să lucreze cu statul, dar ne este frică nouă politicienilor, pentru că ne uităm la rănile trecutului, da? Și într-adevăr... Vă frică de DNA. Domnul Mașcanu. Domnul Popescu, haideți să luăm o pauză. Eu mi-aș asuma un proiect de parteneriat public-privat, pentru că doar din privat statul mai poate învăța. Dacă statul român crede că poate într-un apartament să facă o strategie cu diferiți... Domnul Mașcanu, interveniți. Nu, v-ați luat cuvântul, dar știu că vă este specific acest lucru. Am spus de trei ori, domnul Mașcanu, domnul Popescu rezonează bine cu subiectul ăsta, cu IT-ul, cu soft-ul. Da. Rezonează bine, dar domnul Popescu uită un singur lucru, că toate companiile care au bune la nivelul lor, și vorbesc de unele din ele, nu de toate alea la care face referire domnul Popescu, au ajuns într-o situație penală, fără ca cei care au fost plătitori la un moment dat de foloase necuvenite să aibă vreo problemă. Și sunt companii mari care au inventat programe de sisteme de operare și așa mai departe, care nu au pățit nimic. Eu nu vreau să dau nume pe post. Nu, vreau să intervin despre chestiunea cu școlile, pentru că în momentul în care... Vă duceți copii la școală? Da, îmi duc copii. Un băiatul cel mare o să meargă la școală, deși și-a scrântit piciorul ieri, din păcate. Fetița e prea mică să meargă, dar o să merg pentru că îmi doresc, pentru copilul meu, și-și dorește și el, interacțiune, și dorește să vadă direct și nemijlocit actul de învățământ. Probabil că o să fie un sistem hibrid. I-ați explicat cu masca cum se poartă, sigur cât se poartă? Sigur că da. Pepsi Glass aveți la școală acolo unde Pepsi trimiteți? Pepsi Glass ne furnizează guvernul. Am înțeles că Pepsi există, mai caută glasul acum. Și pormă o să le cupleze și o să le dea la toată lumea. Ideea este că măști în momentul în care... se dau la școala unde îl trimiteți? Nu cred. E o școală privată, trebuie să mărturisesc acest lucru, dar pentru că el a pornit pe germană de mic, nu cred că o să dea măști. Dar sigur. Pot înțelege parțial livrarea de măști, dar obligativitatea de la profesori există, pentru că e în codul muncii. Bun. Vreau doar o singură chestiune să termin, doar o secundă, că n-am apucat să zic de școli. Deci domnul Iohannis a spus că trebuie să se implice autoritățile locale și sunt perfect de acord, și s-au implicat și în pandemie cu aproape 1 miliard de lei și au primit de la guvern 30 de milioane, noroc cu rectificarea că li s-au dat banii în urma unui amendament al PSD. Aveți probe pentru asta? În acest moment, bineînțeles, sunt cifre. Autoritățile locale au cheltuit 850 de milioane plus 40 de milioane Bucureștiul și sectoarele și au primit până în 30 de milioane de la guvern pentru această chestiune. La rectificare, pe amendament PSD, li s-au dat 850 de milioane. Da, acum li se cere... Astea, acum, trebuie să vă credem pe cuvânt. Nu, pe cuvânt și se pot verifica. Cum i-am crezut din 2016. Da. Mai crezut, Pavel? Sincer, eu nu. Românii. În acest moment, autoritățile locale se împart în bogate, mai puțin bogate, sărace. Bucureștiul e rezolvat. Marile orașe sunt rezolvate. Bun. Ce facem în zonele unde nu există acoperire? În acest moment, noi am aflat că
tabletele vor fi date în octombrie-noiembrie. Acum 10 zile, așa au spus doamna Turcan. Dar știți că e o problemă la nivel european. Adică sunt de acord, dar primăria sectorului 1 a luat 45.000. Bun, pentru că și-a permis. Da, asta spun. Pentru sunt primării și primării. Dar guvernul trebuia să vină cu aceste tablete. Guvernul trebuia să vină cu măști pentru defavorizați, nu au venit încă. Da. Și în momentul în care dai, începi descentralizare cu învățământul, care este cel mai centralizat sistem în acest moment din toate punctele de vedere, și cere acum 10 zile să se facă Oberlichturi, să se facă nu știu ce-uri, când aveai 6 luni la dispoziție să vii cu proceduri și cu orice, este un eșec și îmi pare rău să o spun, un eșec. Sper să nu ducă la numele acestei generații, să fie generația COVID, dar mă tem că va lăsa urme în educație. General Duminică, o concluzie, apropo. Dacă ai copii, duci la școală, cum astăzi se întâmplă? Știu că ești implicat în foarte multe proiecte sociale, în cartierele sărace, la țară, cum am fost crezi că se va întâmpla zilele asta? Trecute, că toată lumea, în centru, în marele orașe, lucrurile par a fi rezolvate, mai ales dacă ai acces la școală privată. În marele orașe bogate. Da, bogate. Da? Ieri și alaltăieri am avut un workshop organizat de noi cu foarte multe cadre didactice, în încercarea de a încerca să pregătească cât de bine se poate acest an școlar. Mulți dintre ei săraci nici nu știau care or să fie normele pe care trebuie să le aplice, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, dacă încep școala, cum încep școala. Ieri, în timp ce eram în curs, se uitau pe listele de la minister, pentru că le spuneam noi, vezi că localitatea ta e pe... Ești pe roșu, ești pe verde. Pentru că oamenii nu înțelegeau. Astăzi am dat publicității, o să puteți găsi pe pagina de socializare a fundației noastre, un sondaj rapid făcut în rândul cadrelor didactice și elevilor, care ne arată că jumătate din sistem, aproximativ, nu prea știe cu ce se mănâncă începutul anului școlar. Păi nu prea înțelege. De asta? Ministerul, bun, nu? Cred că toți deopotrivă. Da? Și de ce spun? Adică nu o să arunc doar în spatele actualei guvernări. Da. Pentru că e nedrept. Este sondajul realizat de tine, Gelu Duminică, în foarte mare măsură. Da? În ce măsură ați fost consultat cu privire la scenarii de începe anului școlar? Bun. În foarte mare măsură 13, în mare măsură 32, în mică măsură 24, foarte mică măsură 13, deloc 19% deloc. Deci 20%. În comunitățile cele mai sărace, situația este varză. Din păcate, cei mai vulnerabili vor fi și mai vulnerabili. Mulțumesc pentru prezență. Urmează a doua parte a emisiunii Dezvăluiri. Lumea interlopă se pupă pe gură la propriu, o să vedeți, cu clasa politică, cu candidații la alegeri. Alții nășesc, da, copii și nepoți de interlopi. Toate lucrurile astea imediat la Dosar de Politician.